În agricultură se utilizează frecvent anumite substanțe pentru a asigura o producție cât mai mare. În acest sens, sunt utilizate diferite substanțe care să elimine anumite riscuri ce pot afecta recolta. Deși în majoritatea cazurilor acestea sunt folosite cu mare grijă pentru a evita problemele de sănătate ce se pot dezvolta în urma consumului, autoritățile au descoperit că multe fructe și legume conțin o cantitate mai mare de pesticide dăunătoare. Mie nu. Motivul pentru că eu îmi produc în gospodăria mea. Da, dar ziceam de cele din comerț, dacă... Nu cumpăr. Nu cumpăr și nici nu vreau să cumpăr. În primul rând ce am văzut la televizor ce se întâmplă în țară și nu vreau. În gospodărie, la vârsta care o am, îmi cultiv tot ceea ce trebuie. Totodată este recomandat să fie evitat consumul de fructe și legume cultivate în extrasezon, pentru că atunci se folosesc cele mai multe substanțe chimice. Roșiile, piersicile, merele, perele, dar și alte fructe și legume trebuie spălate riguros timp de cel puțin 3 minute, după care să fie lăsate într-un vas cu apă în care este adăugat puțin bicarbonat de sodiu, care are calitatea de a elimina unele pesticide. La fel ca antibioticele, pesticidele sunt clasificate ca biocide și anume produse destinate distrugerii ființelor vii. De aceea, pesticidele sunt supuse unor reglementări stricte pentru a reduce impactul lor asupra sănătății și a plantei. Potrivit unui raport al grupului de lucru pentru mediu, există un clasament al alimentelor cele mai imbibate cu pesticide. Ce mă deranjează că se cumpără mult din afară, dar în rest și asta ar fi problema. Dacă ar fi de la noi, ar fi altceva. Dumneavoastră consumați mai mult de la producătorii locali sau cele venite din afară? Nu, de la locali. Da. Consider că e mai bine și în general ar fi mai bine dacă s-ar consuma numai de la noi. Nu depindem de alții. Merele trebuie curățate de coajă. Acest fruct ocupă prima poziție din acest clasament. Aproape toate mostrele, 99%, conțineau pesticide. Mâncăm și suntem sănătoși și trecem prin toate. Dar ce să-i facem cu bătrâneața asta, că asta vine prea repede. Cumpărați mai mult din piețe sau din supermarketuri? De la producție proprie. Și proprie, eu sunt la țară. Sunt băiat de țară, crescut la țară. Deci să înțeleg că cumpărați mai mult din piețe, adică... Da, și de la piață, dar avem acasă, grădină, avem toți. Suntem gospodari. La polul opus, alimentele care conțin mai puține pesticide sunt avocado, porumb, banana, varză, mazăre, ceapă, sparanghel, mango, vinete, dar și pepenele.